Un nou scandal sângeros la Târgu Jiu. Au băut împreună și apoi s-au luat la ceartă. Unul dintre tineri a luat un cuțit și și-a înjunghiat prietenul de pahar. Tentativa de omor a avut loc chiar în casa agresorului, în vârstă de 24 de ani. Victima a fost dusă la spital și se află în stare gravă. Cazul a fost acum preluat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Cei doi, victima și agresorul, au băut împreună și mai apoi s-au luat la bătaie. Într-un moment de furie, agresorul de 24 de ani a scos cuțitul și și-a înjunghiat prietenul. Scandalul s-a petrecut chiar în casa agresorului. Aseară, în jurul orelor 22:10, în timp ce se aflau în locuința inculpatului, între acesta și victimă, a intervenit un conflict spontan pe fondul consumului de alcool. În cadrul acestui conflict, inculpatul a lovit cu puternic victima cu un cuțit cu lungime totală de 35 de centimetri și lama de 23 de centimetri, provocându-i leziuni grave care au pus în primejdie viața victimei. Victima de 31 de ani a fost internată la spital, iar starea sa este una gravă. Aceasta se află internată în stare gravă în spital, intervenindu-se chirurgical. Inculpatul a fost reținut preventiv pentru 24 de ore prin ordonanța procurorului, începând cu această dimineață, orele 8. Agresorul este cercetat acum penal pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul și-ar putea petrece ani grei după gratii.